Una dintre măsurile importante puse deja în aplicare de municipalitate constă în dezinfectarea tuturor străzilor, trotuarelor și parcărilor din oraș. După emiterea celor mai recente ordonanțe militare, măsura adoptată de Comitetul pentru Situații de Urgență Buzău a fost suplimentată. Începând de astăzi și sper să terminăm într-o săptămână, curățarea tuturor scărilor de bloc. Sunt 1610 în Buzău. Până acum noi aveam competență, dacă vreți, până la ușa blocului. Prin ordonanța militară numărul 4, mi s-a dat competențe și obligația de a face această dezinfectare și pe fiecare scară de bloc. Mă refer aici de la mâna curentă, scara propriu-zisă, scara liftului, liftul și așa mai departe. Totodată, primăria este obligată să monteze dozatoare cu dezinfectant pentru mâini la fiecare scară de bloc din oraș. Sper să reușim, pentru că este o competiție contra cronometru cu toți primarii din România. Este o adevărată nebunie. Vă dați seama ce înseamnă să montezi la fiecare scară de bloc câte un dozator cu dezinfectant. Și dacă se mai găsesc dozatoare, nu se găsește dezinfectantul. Deci, bineînțeles, găsim 10, punem 10, cred că 10-15 sunt deja de acum, dar nu e o treabă simplă și cu siguranță, și am văzut că nu e nicio pedeapsă penală acolo să ne mai și ascundă. Dacă nu le vom monta azi pe toate la cele 1610 blocuri, nu cred că va fi o problemă, dar ne-am luat angajamentul să le montăm. Deocamdată nu se poate cumpăra nimic, pentru că nu există fonduri alocate pentru așa ceva. De-abia mâine, bugetul pe 2020 va fi rectificat într-o ședință a Consiliului Local Municipal, convocată de îndată de primarul Buzăului, care le va propune aleșilor mai multe variante de finanțare.